Neața, doamnelor, domnilor, Teatrul de Comedie sărbătorește 54 de ani de activitate. Cu această ocazie au pregătit și un vernisaj intitulat Comedia Remix. Se anunță o seară de gală, iar pe scenă vor urca nume mari ale teatrului românesc. Noi sărbăm acum Teatrul de Comedie și în fiecare an, pe 5 ianuarie, punct, suntem aici la ora 19. De fiecare dată încercăm să fie altfel, cu sărbătoriți, cu mari artiști ai scenei care au deschis teatrul ăsta sub bagheta lui Radu Beligan, cu prieteni, cu neveste, cu copii, cu care, cum poate. Sperăm să fie și anul ăsta o reușită. Un lucru foarte important pe care l-am spus și îl voi mai spune. Teatrul de Comedie a fost alături de noi, de Teatru Evreiesc, de actori, până la urmă de trupă, de proiecte, de spectacolele pe care le jucăm. Atunci când aveam cel mai mare nevoie, au fost alături de noi, ne-au găzduit, sper să o facă și în continuare, chiar în momente de calamitate, de dezastru. Sunt foarte recunoscătoare și cred, vreau să cred și știu că așa este, că există o prietenie caldă, tandră și un spirit de întrajutorare între teatre, așa cum ne-a oferit Teatrul de Comedie. 54 de ani Teatrul de Comedie. Frumos! Frumos! Sunt puțin mai mare decât Teatrul de Comedie, dar Teatrul de Comedie m-a primit în marea lui familie și noi sărbătorim teatrul. Pentru noi teatrul este viu, scena este inima teatrului și sărbătorim în fiecare an teatru pentru că merită. Iată, ne aduce cele mai multe satisfacții Teatrul de Comedie. Ce-ar spune maestru Dinică? Ne veghează, este afară și ne veghează. Ce-ar spune maestru Dinică despre această aniversară și despre acești oameni care s-au adunat în seara aceasta aici? Sară săracă, puține mese. Nu, râdem, ne distrăm, dar în incintă, știi bancul ăla. 54, nu e o vârstă, nu? E un tip grizonat cu care eu una am o aventură de vreo 20 de ani. Așa că și rămân, așa, se numește că avem o relație. Așa, i-am devenit între timp fidea. Și îi voi rămâne, probabil, că îmi place pe comedie. Bună seara, 54 de ani de activitate, Teatrul de Comedie. Ce-ar fi de urat? Ce-ar fi de urat? Ce-ar fi de spus? 5440 înainte, mulți înainte frumoși și buni, cum au fost și până acum. Iar genul ăsta de eveniment atât de frumos și de decent, să dea Dumnezeu să se repete la fiecare teatru. Eu doresc să fiu sănătoasă, pentru că aș vrea să joc pentru publicul acesta extraordinar mulți, mulți ani. Cât m-a lăsat Dumnezeu acum, bineînțeles. Sunt fericită când mă duc la teatru, nu mai mă doare nimic. În rest, mai mă încearcă câte ceva.